unic moment special, e vorba de o cursă de mașini. Talking about stress management. Avem, nu știu toate datele exact, dar sunt niște curse de mașini și noi, secția ATI de la Timișoara, suntem parteneri a unuia dintre competitori și pe capota mașinii, dacă am văzut afară, e sigla fundației noastre, anestezie, terapie intensivă, cea mai mare și el chiar a câștigat. La această ediție, întrucât suntem implicați în aceste activități, ne-am gândit să vă oferim câtorva dintre dumneavoastră, să limităm numărul ca să mai rămână și prin țări, posibilitatea să participă la o asemenea cursă, care va avea loc azi după masă la 5, am înțeles. O să primiți datele exacte, dacă era Loredana ne spunea. Și deci veți avea posibilitatea câțiva dintre dumneavoastră să fiți copiloți într-o cursă în care va fi și un caz special, un copil de 14 ani care a câștigat locul 3 la un concurs de raliuri. Foarte interesant. Li se permite legal, ceea ce pe mine m-a surprins, dar oricum băiatul e acolo. Deci, s-au scris mai mult și vom trage la sorți 10 nume. Desigur, speakerii care doresc pot să se înscrie automat și vor fi și din și welcome, dacă doresc. Citesc repede cele 10 nume. Stoian Adriana, nu aplaudați decât la sfârșit, vă rog frumos. Stoian Adriana. Ghinea Violeta, colega noastră de la Galați. Te-ai înscris, nu? Că pare foarte surprinsă. Sau nu te credeai norocoasă, uite că ești. Cătană Maria. Se pare că numai fetele s-au înscris. Ne-au convins piloții. Sârbulescu Diana. 4 din 4. Da, 4 din 4. Ce piloți norocoși. Cârjic Ivan. Cârjic Ivan. Este aici? Da. A, vezi. Bravo. Chiria Cristina? Ești aici? Nu. Pe aici. Pe aici, pe undeva. Caragol Nicoleta. Ciurescu Mirabela. Diana Genci, 9. Și ultima, Brașoveanu, Dana, 9 fete și un băiat extraordinar. Felicitări, vă rog să-i anunțați dacă îi cunoașteți, că au câștigat și vă
Dragi invitați, ciao, ciao. E o mare bucurie să ne vedem acum la petrecerea de final a acestui eveniment. Vreau să vă mulțumesc la toți, nu doar speakerii care au participat la programul științific, tuturor, pentru că datorită dumneavoastră, datorită ambianței pe care ați creat-o, ați făcut din acest eveniment un mare succes. Sunt aici mari profesori din toată lumea și unul dintre ei mi-a spus, eu am experiență cu aceste congrese și când intri într-un congres, simți energia ta. Și acest congres, acest eveniment are o energie specială. Și aceasta se datorează dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet, vă urez să vă distrați cât mai frumos la această petrecere finală, să plecați cu ea în suflet și să veniți înapoi la anul. Mulțumim frumos, domn profesor! Urmează o festivitate, o premieră foarte mare. Haideți, domnul președinte Zaharia Alin. Clubul Masters Years 2012. Să fii copilot pentru o zi. Haideți să vedem cine a câștigat. Bună seara! Mulțumesc frumos de participare. Aș vrea pentru început să prezint echipa Sport Master Series 2012 într-o ordine aleatoare. Cristi Sugar, Cătălin Istoc, Claudiu Popa, Doru Răbușanu, Darko Pelici, Alexandra Coșăliu, Otilie Isac, Cristi Setiar, Alex Berneș, Liviu Pădureanu, Andreea Trușca, Florin Isac, Eli Istop și, nu în ultimul rând, prințesa kartingului românesc, cel mai tânăr membru al echipei, Isabela Isac. Aceasta este echipa care în ziua de astăzi a încercat să ofere unora dintre dumneavoastră experiența de copilot pentru o zi și aș vrea să îi invit aici în fața dumneavoastră pentru a le înmâna o diplomă de participare celor care au participat la acest eveniment. Aurelia Petru, Nadejdea Călăraș, Adriana Stoian, Cosmin Năstăsie, Andreea Munic, Ovidiu Ungureanu, Marius Nedelcu, Silvia Prideanu, Mihaela Cărăgel, Violeta Ghinea, Ofelia Duma, nu în ultimul rând aș vrea să le mulțumesc frumos oamenilor care au făcut posibil acest eveniment, domnul Dodo Sândesc și Șerban Bobenec. Copiloți pentru o zi astăzi, le mulțumesc frumos, sper că s-au simțit bine și vă așteptăm și la anul.